Au picat cu brio examenul de verificare după criterii internaționale. 85% dintre spitale nu îndeplinesc condițiile de acreditare. Asta înseamnă că unitățile sanitare stau prost la capitolul igienă, proceduri și spațiu alocat bolnavilor. Cifrele îngrijorătoare au fost raportate de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. Numai 23 de spitale din cele 147 evaluate până în prezent, în conformitate cu aceste standarde, îndeplinesc condițiile de acreditare. Un număr de 106 din cele 147 evaluate îndeplinesc numai parțial condițiile de acreditare și se află în supravegherea ANMCS pentru 12 luni, perioadă în care organismele responsabile, Ministerul Sănătății, unitățile administrativ-teritoriale și așa mai departe, trebuie să se implice și să le sprijine în scopul creșterii nivelului de conformitate. În prezent, spitalele funcționează în continuare cu planuri de conformare la autorizațiile sanitare de funcționare, fapt care explică o mare parte dintre aspectele negative discutate în spațiul public, scrie în raportul instituției. Ministrul Sănătății susține însă că tocmai Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate este de vină pentru situația dramatică din spitale. Din punctul meu de vedere, pot să vă spun că nu și-au făcut datoria. Îmi pun și eu o întrebare. Cum au putut fi acreditate anumite spitale? Pentru că în această perioadă, de la investirea în funcția de ministru și până acum am fost în foarte multe spitale din România. Uneori din politețe m-am abținut să fac anumite comentarii. Am preferat să tac. Și am spus că trebuie luate anumite măsuri în anumite zone. Cine a acreditat aceste spitale fie nu era profesionist, fie nu era de bună credință, a declarat recent Sorina Pintea. Evaluarea spitalelor după standarde internaționale a început în luna februarie, după ce s-a constatat că problemele din unitățile sanitare nu pot fi identificate pe baza normelor anterioare aprobate de ministerul sănătății.